Am fost în cumpănă să accept să vin și în al doilea sezon. De ce am fost în cumpănă? Pentru că traversăm o perioadă dificilă. Ce m-a determinat ca în final să accept să intru în sezonul 2 a fost dorința mea de a ajuta antreprenorii, de a îi inspira, cumva de a-i convinge pe ei și pe cei dragi lor că meseria de antreprenor nu este o meserie rușinoasă sau nesigură. Evident, există un risc, însă în situația în care reușești și poți avea un sprijin, și nu neapărat material, ci un sprijin de mentorat, de know-how, de la oricare dintre lei din panel, îi pot ajuta să reușească. Ori ăsta este principalul motiv pentru care sunt aici. Să aibă curaj, să învețe cum să prezinte ideea lor, să învețe cum să-i convingă pe lei că sunt gata să-și pună pielea lor în joc. Și e foarte important să poți să demonstrezi că ți-ai pus pielea în joc în ideea ta. Trebuie să fie o idee la care eu să rezonez. Trebuie să fie o persoană, cea care i-a venit ideea, care să mă convingă că poate să o transforme de la idee la realitate, cu ajutorul meu. Adică eu trebuie să fiu un sprijin, nu trebuie să fiu un motor. Motorul trebuie să fie antreprenorul, pentru că trebuie să vină din interiorul tău dorința de a fi antreprenor. Nu te poate împinge nimeni să fii antreprenor, nu poate nimeni să joace rolul tău de antreprenor. Dacă ești inginer într-o fabrică sau tehnician într-o echipă, oricând un alt tehnician sau un alt inginer îți poate lua locul. Când ești antreprenor în propria ta afaceri, nimeni nu-ți poate lua locul. Tu și numai de tine depind lucrurile. Cum se desfășoară în compania ta.